cum să faci conspiratorul acela? Fac curățenie. Dar știi ce? Lasă-l acolo deoparte, nu mai strica curentul, Bolinda, și ieși tu o mătură și te pune și dă cu mătura, ca o gospodină adevărată. Aspiratorul îți trebuie. Eu nu folosesc mătura, că nu mai ridică praf. Lasă, că nu se ridică. Iei după aceea o zdranță, te pui pe aici pe jos și lustruiești pe jos. Ce praf să fie? Că toată ziua ești acasă, ar trebui să fie aici o curățenie, să linși pe jos, nu alta, să mângi de pe jos. Dolvai, Doamne, că nu te am nici cum, dar nici cum nu te am la suflet. Stai liniștită, că și reciproca e valabilă. Urât vorbești, urât vorbești. Să-i pup picioarele, că noroc ai avut-o cu pruncul meu. Să-mi pupe el mie picioarele, că la ce scorpie ești, nu ar fi rezistat niciuna lângă el. Nimic nu știi să faci. Mâncare nu, curățenie nu. Nu știu ce-o văzut la tine. Dar ai reușit tu să-l luzești, că atâta știi, să ridici numai picioarele. De asta nu mai ești bună. Na, lasă-mă, că și te ridica picioarele în tinerețe, că doar ai trei prunci. Tălvai, Doamne, că spurcată ești la gură. Tă-tă-tă-tă ești mata. Nu m-a ascultat el pe mine când i-a spus-o aia pe Ana Maria, fata lui doctorița din sat, că altă viață avea, aceea era bună pentru el, nu tu! Da, păi așa-i fi vrut tu, onoră să poți manipula cum vrei tu. Au, știi ce? Cu mine nu-ți mere. Ui, Doamne, Tălvai, urât vorbești cum, urât te comporți cu mine. Na, hai, amu, bagă ui, teatru doamne, tău, un leșin, ceva, hai. Inima mă ia. Lasă că-i spun eu lui. Da, bine, scutește, m-am plecat la cumpărături, pa!